Imagini șocante cu drama pe care a trăit-o o tânără care alerga pe marginea râului Bega la Timișoara. Aceasta a fost agresată intim de un bărbat. În timp ce alerga pe alea de lângă râu, s-a trezit că un bărbat a început să o atingă în zonele intime. Țipetele de disperare ale tinerei au fost auzite de câțiva trecători care l-au prins pe agresor și l-au dat pe mâna poliției. Polițiștii secției 1 Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. La data de 10 februarie, în jurul orei 19:10, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 28 de ani, cu privire la faptul că în momentul în care desfășura activități sportive pe malul râului Bega, dinspre Parcul Rozelor, înspre strada Jiul din municipiul Timișoara, un bărbat s-ar fi apropiat de aceasta și ar fi atins-o cu mâna în zona intimă fără acordul acesteia. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, constatând. Faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat la scurt timp un bărbat în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost reținut la fața locului de doi cetățeni. În urma administrării probatoriului în cauză, la data de 11 februarie 2024, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Tot în aceeași zi, față de bărbat, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, transmit reprezentanții IPJ Timiș.